Mă bucur că mi se zice, haideți la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Am citit câteva cuvinte din Psalmul 142, un psalm al lui David. Pasiunea acestui om al lui Dumnezeu, despre care Scriptura spune că era om după inima lui Dumnezeu, era casa Domnului. Și pentru el cel mai mare lucru era părtășia pe care poporul lui Dumnezeu poate să o aibă la casa Domnului. Deși templul încă nu era construit, în inima lui David era casa Domnului. Și mă gândesc în aceste zile pline de frământare pentru casa Domnului, pentru Ierusalim. De ce Dumnezeu a spus, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului? De fapt, Ierusalimul este cetatea păcii, de acolo vine numele. Și totuși, acolo este atâta tulburare. Și în vremurile acestea se aruncă rachete și tot felul de muniție și de arme asupra acestui oraș, atât de mult râfnit, parcă în toată lumea și de toată lumea. Dumnezeu are un plan și planul acesta este mai mare decât oamenii pot să-l înțeleagă. De aceea, îndemnul meu cu toată inima pentru toți cei ce ascultați acest mesaj este să împlinim ce spune cuvântul acesta, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Acolo, între zidurile lui, locuiesc scaunele de judecată și ca un creștin care mă uit spre locul acela cu mare așteptare, aștept pe Domnul Iisus Hristos care să vină să ia mireasa Lui și să o răscumpere și aștept momentul în care poporul acesta care l-a lepădat pe Hristos îl va recunoaște ca Mesia și va ajunge să fie poporul lui Dumnezeu. Vă rog pe toți cei ce vă uitați la acest mic videoclip, rugați-vă pentru Ierusalim, pentru Israel, pentru poporul lui Dumnezeu și mai ales pentru noul Israel, pentru Biserica lui Hristos răspândită pe tot pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze!